Elevii clasei a 7-a B din cadrul școlii Academician Marin Voiculescu din Giurgiu au asistat la o oră de dirigenție mai specială. Polițiști din cadrul Biroului de Analiză și Prevenirea Criminalității și de Proximitate au dezbătut la ora de dirigenție tema cu privire la delincvența juvenilă. Minorul care nu a plinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal, dar minorul cu vârsta cuprinsă între 14 și 16 ani răspunde penal în momentul comiterii faptei, dacă se constată că a avut discernământ în momentul comiterii faptei. În urma unei comisii de expertiză medico-legală constituită, dacă se constată că a avut discernământ, minorul va fi pasibil de pedeapsă. Elevii au fost atenționați să respecte regulamentul de ordine interioară al școlii și să abordeze un comportament civilizat față de colegi și profesori. Totodată le-a fost amintit faptul că este interzis să intre în școală cu arme albe sau orice alt obiect contondent care să le pună în pericol viața. Dacă aveți probleme, adresați-vă, așa cum v-am spus, conducerii clasei voastre, doamnei diriginte, doamnei director, și nu vă faceți dreptate singuri. Nu aduceți din afara școlii foști elevi, frați sau părinți care să-și facă dreptate și să exercite violența asupra colegilor voștri. Da. Deci aveți mare grijă cu acest lucru și spuneți, indiferent cât de minor ar fi lucrul acela care vă stresează, spuneți-l doamnei diriginte ca să știe cum s-ar rezolva. Elevii au fost receptivi și au comunicat cu polițiștii, unul dintre aceștia povestind o întâmplare pe care a trăit-o cu ceva timp în urmă. M-a oprit o doamnă pe stradă când mă duceam la magazin și mi-a zis că acolo la patibar se bate cineva și a zis că se duce ea în locul meu să ia ce vreau eu să iau. Dar eu am fugit. Copiii au înțeles cât de important este să fii disciplinat și să nu creezi probleme atât în școală cât și în afară, precum și ce trebuie să facă în cazul în care sunt agresați fizic sau verbal. Să nu faci lucruri rele. Și ce înseamnă pentru tine un lucru rău? Să nu agresăm verbal, corporal și cam atât. Să nu înjur, să stau cu minte la ore, să nu bag persoanele necunoscute în seamă. În caz de vom fi agresați, să anunțăm familia, dirigintele și respectiv poliția. Ai înțeles ce înseamnă violență psihică? În caz de cineva te va urmări sau, cum a spus domnul polițist, îți va cere telefonul să sune pe cineva. Astfel de acțiuni cu privire la delincvența juvenilă sunt desfășurate periodic de polițiști pentru a combate fenomenul de violență în școli și în afara acesteia, dar și pentru ca elevii să aibă cunoștință despre ce trebuie să facă atunci când se află într-o situație de acest gen.